Pe Pictet, preotul cel preanțelept, și pe Astion, ucenicul cel mult râvnitor, venisto să-i lăudăm, că aceștia de o cinste cu Ermolae și cu Pantelimon fiind, împreună au binevestit Evanghelia lui Hristos. Și într-o adevăr, după Andrei cel întâi chemat, apostol ai Dobrogei s-au arătat. Pe bolnavi tămăduind, demonii gonind, au strălucit cu minunile și cu puterea cuvântului, pentru care și chinuri au răbdat de la chinuitori. Și bine încununându-se, pururea se roagă pentru sufletele noastre, pentru aceasta și noi îi fericim. Bucurați-vă, sfinților Epictet și Astion, doctorilor fără de arginți și mucenici ai lui Hristos. Bucurați-vă, sfinților Epictet și Astion, săvârșită, după cum s-a arătat a fi viața Domnului, și învață de cele ce se cuvine să le primești și cele de care se cade a fugi. Pentru că iată ai socotit fiică să te aprobi și să slujești Domnului. Dacă voiești a te face monahie mai înainte de toate, ascultare să ai către toți. Fără cântire să fie în slujbele cele rânduite ție. În rugăciune să fii răbdătoare. În privilegieri nu preceta, în ispite nu te mâhni, în postire nu slăbi și cunoaște că prin rugăciune și postire se cuvine a îngrozi pe Dumnezeu. În neputință și boli să nu te împuținezi, păzește-te dar și de viclenile gânduri, pentru că nu va înceta vrăjmașul să-ți aducă aminte de viața cea lumească și să-ți facă urâtă viața cea îmbunătățită. Se cuvine, dacă ai început a călători pe calea ce duce la împărăția cerurilor, să nu te întorci, pentru că nu vei fi îndreptat într-o împărăția cerurilor. Nici pe cineva din ai tăi, nici pe tine să nu te iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Nici odihna sau cinstea de orice fel ar fi, de sărăcie să nu te ferea alerga în urma lui Hristos. Și totdeauna să cauți spre virtuțile celor ce au vecit după Dumnezeu în nădejde. Și să-ți aduce aminte de toți mucenicii și cuvioșii cei din veacă, care cu multe sudori și dureri și cu nemărate sângiuiri și moarte au câștigat acestea. Fitrează în toate, pătimește îndelung ca bun ostaș pentru Mântuitorul Hristos, care bogat fiind într-o milă pentru noi, a sărăcit făcându-se ca noi, ca să ne îmbogățească pe noi cu împărăția Lui. De aceea se cuvine ca și noi să ne facem următorii Lui și pentru dânsul toate să le răbdăm, sporind în poruncile și ziua și noastră, urmeze mie. Adică să fie gata de-a purul până la moarte către împlinirea poruncilor Lui. Pentru că prin aflămânzi și anzeta și ahicol și dosădici, baciocorici, ocărici și prigonici și de multe alte întristări și necazuri înconjurat se închipuiește viața cea după Dumnezeu. Și când toate acestea le vei pătimi, bucură-te, zice Domnul, că plata ta multă este în cerul întru Iisus Hristos, Domnul nostru. Căruia-ți cu mine slavă în veci. Amin. Toate acestea, care deschide prea curatele îndurări ale neurmatic sale bunătăți, fiecăruia ce vine către dânsul, cu dorire și cu fervinte dragoste. Și ce a zis, mai degrabă va uita mama pe fiii săi decât te voi uita eu pe tine.
același timp de dorința ta și către acest gând al tău, a te ocrești puterea sa, spre împlinirea poruncilor lui, să te primească, să te îmbrățișeze, să te apere și să se facă pentru tine zi tare împotriva vrăjmașului, piatră de răbdare, pricină de mângâiere, tătător de tărie, dăruitor de suflet bun, împreună înnevoitor în bărbăție, împreună culcându-se și împreună sculându-se cu tine, îndulcind și veselind inima ta, cu mângâierea Sfântului Duh, învrednicindu-te pe tine și de partea Sfinților și cuvioșilor părinților noștri, Antonie, Fidie, Sava, Onufre, Atanasie, cel din Aton, Dimitrie, cel nou, Visarion și Sofronie, Ioan, Antonie, Daniel, Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce ai legiuit a fi vrednici de tine pe cei care au părăsit toate cele lumești, prudenii și prieteni și au urmat ție, primește și pe roaba ta, ca Sofora Iustina, care s-a lepădat de toate acestea, după sfintele tale porunci și povățuiește-o pe dânsa în adevărul tău, care cade la tine cu neabatere. Îngrădește-o pe dânsa cu puterea Sfântului tău Duh, ca să nu poată lucra împotriva ei toată meșteșugirea cea potrivnică, dăruindu-i răbdare ca bine să-ți placă ție totdeauna. Cu ajutorul preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei și ale tuturor sfinților care din veacă o bineplăcut ție, că s-a binecuvântat și s-a prea slăvit întru tot cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Fina, care a lăsat tot ce se iubește pe sine și a adus fie Stăpânului, gentăvire de cuvânta, împreună cu preasfântul și bunul și neviat, Tătăl tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, Fiică, Mântuitorul Hristos în chip nevăzut stă aici de față. Vezi că nimeni pe tine nu te selește a veni la acest chip. De bunăvoie voiești logodirea Marelui și Îngerescului chip? De-a consumă. Ia cu arpegile și milete. Ia cu arpegile și milete. Ia cu arpegile și milete. Iată, din mâna Mântuitorului Hristos e acest foarfece. Vezi, dar cui te făgăduiești, de cine te apropii și de cine te lepezi. Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce voiește și ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, Cel ce este binecuvântat în vecii vecilor. Noastră Chiriachi, monachia își punge părul căpului său, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsa, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Chiriachii se îmbracă în haina veseliei în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsa, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Sora noastră, Chiriachii, monahia, ia semnul Sfintei Cruci a Domnului Hristos pe pieptul său, ca să se nevoiască cât îi va fi cu putință
al urmașului tot ceasul așa aducea minte de patimile, de scuipările, de defăimările, de rănile, de loviturile peste obraz. De răstignirea și de moartea Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care de bună voie le-a răbdat pentru noi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsa, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Sora noastră, Chiriatimu Nagia, primește paramanul spre locotirea Magdui și Îngerescului Chip. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsa, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Sora noastră, Chiriche, Achimonachia, primește dulama, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsa, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Sora noastră, Chiriachii, Monachia și încingerii și locul stău puterea adevărului, spre omorirea trupului și noirea Duhului, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsa, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Sora noastră, Chiriachii, Monachia, se încalță cu sandalele spre vestirea Evangheliei Păcii. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsa, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Sora noastră, Chiriachii, Monachia, se îmbracă în haina mântuirii și în platoșa dreptății, spre a se feri de toate nedreptatele, toate gândurile cele rele și de cugetele voii sale. Iar gândul morții totdeauna să-l aibă în mintea ei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsa, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Sora noastră, Chiriachii, Monachia, se acoperă cu coiful nădejdea mântuirii în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Să zicem pentru dânsa, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Oh.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să zicem pentru dânsa, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, iubește-mă pe mine păcătoasă. Să zicem pentru dânsa, Doamne miluiește! Doamne miluiește! Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să urmeze mie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! A zis Domnul așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, văzând din faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru, Cel din ceruri. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, dumneavoastră pe roaba Ta, Iachim Onachia, în curtea Ta cea duhovnicească și nu fără pe dânsa urma Ta cea curințătoare. Curățește în cugetul ei de poftele trupești de amăgirea de șarda vieții acestea și dă-i neîncetat să-și aducă aminte de bunătățile cele gătite de tot ce te iubesc pe Tine și care pentru împărăția Ta s-au răstignit pe Sine și în această viață. Că Tu ești păstorul și cercetătorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțării. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește!
cercetează via aceasta, pe care a sădit-o dreapta ta, și o desăvârșește pre ea. Înțelepciune drept sau
Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Un om cu numele Matei, care ședea la vamă și i-a greit lui zicând, vino după mine. Și sculându-se acesta a mers după dânsul. Iar când ședea Iisus la masă, în casă, mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și fariseii, văzând una ca aceasta, au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vameși și cu păcătoși? Iar Iisus, auzindu-i, a zis către ei, n-au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi. Duceți-vă așadar de învățați ce înseamnă cuvintele, milă voiesc, iar nu jertfă. Când am venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Zisa Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor va fi asemănată cu 10 fecioare, care luându-și candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau nebune. Cele nebune, luându-și candelele lor, n-au luat cu ele și unt de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase, odată cu candelele lor. Dar întârzind mirele, au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și și-au împodobit candelele lor. Iar cele nebune au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte au răspuns zicându-le, pentru ca nu cumva să nu ne ajungă nici vouă, nici nouă, mai bine duceți-vă la cei ce vând și vă cumpărați. Plecând însă ele să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă! Dar el răspunzându-le le-a zis, adevărat, adevărat, vă zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea privegheați, că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat, vă zic vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel care m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat, vă zic vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și care vor auzi vor învia, căci precum Tatăl are viață într-o sine însuși, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine însuși. Și i-a dat Lui putere să facă judecată, pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta, căci vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui, și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândei. Nu pot eu să fac de la mine nimic, precum au de judec, dar judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu.
cu semințe arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunule stăpâne și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează, sfințește pe robii tăi cei ce le-au pus înainte și dăruiește celor ce au adus acei achii ale Sfântului Gheorghe din Maleu Andrei, reștinătorul Dobrogei și Părintele Duhovnicesc al lui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bucurați-vă, Sfinților Epictet și Astic, n-are petrecut prea fericit Epictet, hrănindu-te cu învățăturile lui Hristos și când ai ajuns în puterea vârstei ca Samuel odinioară, luând harul preoției, din dragoste pentru oameni ai săvârșit multe minuni. Pentru aceasta cu laude te cinstim, așa. Bucură-te cel ce ai adus viață neprihănită, bucură-te că ai avut dragoste desăvârșită, bucură-te că Domnului te rogi neîncetat,
Bucură-te că la cele înalte totdeauna ai cugetat. Bucură-te că ochii orbilor ai deschis. Bucură-te că pe slăbănoci ai întărit. Bucură-te că duhurile necurate le alungi de la noi. Bucură-te, mare miluitor al celor din nevoi. Bucură-te că pe leproși ai curățat. Bucură-te că la credință i-ai chemat. Bucură-te că pământul Dobrogei-l ocrotești. Bucură-te că în primejdia noastră nădejdeiești. Bucură-te, Sfinte Epictet, doctore fără de arginți și mucenice al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Epictet, doctore fără de arginți și mucenice al lui Hristos.